Haideți să facem un exercițiu de imaginație. După seara cu pricina au fost în jur de 50 de victime. Mulți dintre ei, din rândul colegilor dumneavoastră, a zis că, și nu mai insist pe acest aspect, că meseria de pompier înseamnă riscuri asumate. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă cei din echipa de intervenție nu ar fi avut tehnologia la dispoziție? Dacă n-ar fi avut tehnologia la dispoziție? Și nu mă refer doar la roboți. Dacă eram la nivelul 2015, ar fi fost o catastrofă. Pentru că am fi avut numai mașini din anii 80. Așa se întâmpla în 2015 la colectiv, așa. Adică foarte puține mașini noi. Numai mașini din anii 80. A trebuit să iau poate telefonul asta, nu știu cum o să fac. Da.